Filozoful evreu olandez ne-a învățat că libertatea este necesitatea înțeleasă și că cele mai multe certuri provin din faptul că oamenii nu-și exprimă bine propriile gânduri și le interpretează greșit pe ale altora. Nici el n-a prea fost înțeles de contemporani. Despre generalisimul care a întemeiat orașul Tiraspol se spune că nu a pierdut nicio bătălie în cariera sa. A avut timp să scrie și un celebru manual de tactică militară intitulat Știința Victoriei. Tot el ne-a lăsat și două maxime care au făcut carieră: instruiește-te din greu, luptă ușor, și glonțul e un prost, baioneta este de treabă. Istoricul și pastorul Sas Transilvănean și-a întrecut cu mult vremile sub care a trăit. S-a luptat pentru păstrarea și drepturile limbilor materne vorbite în Ardeal, atunci când Budapesta încerca maghiarizarea regiunii. Condamnat la moarte și executat în mai 1849, lăsa o scrisoare copiilor săi în care spunea: am avut cele mai bune gânduri pentru nația mea, fără să fi voit răul celorlalte națiuni din Transilvania. Galezului nu i-au plăcut regulile, iar unul dintre actele sale de răzvrătire a creat un nou sport. Deși regulamentul meciurilor de fotbal stabilea clar că se poate înscrie doar fără a folosi mâinile, Webb a luat balonul în brațe și a înscris primul eseu din istoria rugby-ului. Poate de aceea mai târziu Pierre de Coubertin spunea că rugby-ul e un sport de golani practicat de lorzi, pe când fotbalul a devenit un sport de lorzi practicat de golani. N-a fost un mare artist, însă prin activitatea sa și prin aderarea la ideile Revoluției de la 1848, a contribuit la modernizarea țării. A murit departe de țară, la Constantinopol, unde fusese exilat după Revoluția Pașoptistă. A fost un ziarist de talent, publicând la numeroase periodice și chiar fondând unele publicații. Probabil că a fost și el exasperat de mincinoșii epocii, așa încât a imaginat celebra păpușă din lemn însuflețită, având mărimea nasului direct proporțională cu numărul minciunilor spuse. Spunea despre el însuși că nu aparține niciunui curent și că lucrează singur în ungherul său. Contactul cu boema pariziană l-au făcut și celebru prin picturile realizate, însă, șubrezindu-i sănătatea, i-au adus și sfârșitul. Regizorul sibian a fost șef de producție al peliculei Procesul criminalilor de război din fostul guvern Antonescu și execuția condamnaților la moarte și regizor al filmului Vizitei din 1948 al lui Iosif Broz Tito în România. Moara cu noroc, ecranizarea nuvelei lui Slavici, rămâne un film de referință în cinematografia noastră. A rămas în istorie ca inventator al primei arme automate de foc, mitraliera, deși a mai inventat lucruri pașnice. Fiul său a fost mai inspirat, fiind cunoscut ca părintele radioamatorilor. Simbolistul de origine bulgară a fost printre primii poeți care au folosit versul liber. A sângerat, dar a tăcut, i-au dat venin să bea și l-a băut. Liderul liberal și conducătorul din umbră al statului din primele trei decenii ale secolului 20 a contactat de la Nicolae Titulescu o gripă care s-a transformat într-o laringită infecțioasă. Se întâmpla în 1927, la puțin timp după moartea regelui Ferdinand. Unul dintre cei patru mari care au dictat pacea de după primul război mondial spunea că e nevoie de un număr impar de persoane pentru a lua o decizie, iar trei e deja un număr prea mare. Actorul maramureșan după mamă și sălăjean după tată a ales Bucureștiul de mulți ani. Soția sa, Catrinel Dumitrescu, spune că ei doi s-au întâlnit la timp. Regizorul sârb a proiectat și construit propriul orășel în care locuiește. Străzile poartă nume de actor și sportiv, iar în curând intenția de a ridica și statui se va materializa. Printre primii pe listă se află actorul Johnny Depp. Era exuberant și inventiv pe scenă, unde putea ține publicul în palmă. În viața reală a fost discret, sensibil, atras de lumea pestriță, generos, perfecționist, excesiv. A crezut că viața trebuie trăită din plin și a avut cam tot ce se putea cumpăra cu bani, mai puțin fericire. Cu 24 de ore înainte de a muri, a recunoscut că este bolnav de sida. Niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.